Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet. Doamnelor și domnilor, un rând furtunos de aplauze pentru Claudiu Todărici. Atât. Bună seara, doamnelor și domnilor. Salut, Claudiu! Bună, Chelu! Hey, salut, Todărici! Foarte primitor sunteți aici la București, nu mă așteptam. Eu vin de la Cluj, vin de fapt, dar vin la București. Dar la noi n-a dat așa accent. A pornit accentul pe scenă, bă! Eu sunt Claudiu Todărici, sunt din Comuna Râșca, județul Cluj, unde a fost găsit cel mai mare cartof din România. E 2,5 kg. Asta e o chestie importantă. Am fost șofer pe camion, am fost șofer pe dubă, am cules salată în Anglia. Și vă spun toate chestiile astea pentru că seara asta vreau să vorbim puțină istorie politică și vreau să știți ce nivel de expertiză am, ca să fie tot ok. Hai să aplaudăm omul, hai să-l facem frumos să se simtă ca acasă, la Râșca. Scoate mâna din buzunar că nu așa dai examen. Vreau înapoi acolo. Ăsta e stilul meu, nu știu ce să fac cu mâna, sincer, și de-aia o țin în buzunar. Nu știu, asta e chestia. Voi zice... Ce suntem noi, românii? Suntem un popor latin sau suntem daci liberi? Latin. Am stat eu la Cluj și m-am gândit că nu prea avem multe de făcut acolo. Și am stat și m-am gândit și mi-am dat seama că suntem amândouă, în funcție de ce ne întrebă în momentul respectiv. Dacă facem ceva artistic, frumos, pasional, atunci suntem un popor latin. Suntem și daci liberi, mai ales când vrea Uniunea Europeană să ne impună ceva. Și mă enervează cumva istoria asta scrisă în comunism, care zice că, vezi, doamne, romanii au cucerit foarte greu Dacia, că dacii s-au împotrivit foarte tare romanilor. Asta, eu nu cred că a fost așa, știi? Adică și dacă a fost o împotrivire de asta, a fost destul de slăbuță. Adică eu cred că au venit romanii și le-au spus la daci: băi, popor mizerabil ce sunteți, am venit, o să vă luăm, o să vă facem infrastructură, o să vă educăm și o să vă scoatem din mizerie. Și daci, la auzul cuvintelor ăstora, au fost: și noi trebuie să plătim ceva sau vă ocupați voi de tot? Care-i treaba? Sau s-au opus dacii, s-au opus cam cum să opune o fată care vrea să facă sex cu tine, dar care nu vrea să crească-i panaramă, știi? Adică au fost ceva de genul: vin romanii, hai tu, Dacia, să-ți fac infrastructură, tu, hai tu. Și dacii au fost: nu, mă, nu, nu știu că... Știi că nu-s din aia. Da, mă, dar nu. Știi că nu-mi place să mi se fac așa drumul și canalizare la prima invazie, na? Nu-s genul ăla. Hai tu, Dacia, tu, că după ce termin cu tine o să fie o societate prosperă. Nu știu, mă, nebunule. Cât de mare ți-e armata? A? Și o să ziceți acum, Claudiu, din punct de vedere istoric, ești pe lângă, n-ai zis nimica exact și o să vă zic că... Bă, ați venit la stand-up. Adică să vii la stand-up pentru acuratețe istorică e ca și cum mai mare la veterinar să-ți faci operație estetică. Adică s-ar putea să fie ok, dar să nu fie totuși prima voastră variantă. Vă mulțumesc frumos! Râzi în hohote la Ai Umor cu Unibet.